După mai bine de patru ani de contestații și blocaje, lotul 3 al autostrăzii București Nord va avea în sfârșit un constructor. Este vorba de o firmă din China, deși legislația de la noi le interzice chinezilor să participe la licitații publice. Totuși, cei de la transporturi au o explicație și spun că nu mai este loc de întârzieri. Într-o postare făcută pe Facebook, ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu a anunțat că după patru ani a fost semnat contractul pentru execuția lotului 3 al Inelului de Centură al Capitalei cu o firmă din China. Prin acea zonă ar urma să treacă lotul 3 al autostrăzii București Nord, care va asigura inclusiv legătura între Afumați și DN3 Cernica. Pe tot traseul lotului vor fi construite șapte poduri și pasaje, dar și un nod rutier care va face legătura cu DN2. În acest moment, zona de nord a autostrăzii 0 are patru loturi. Se muncește doar pe lotul 2, unde constructor este Dorinel Umbrărescu și unde lucrările sunt avansate. Pe celelalte loturi lucrările sunt abia la început. Singurul care nu era contractat era lotul 3 de 8,5 km. Suma necesară va fi de 400 de milioane de lei. Chinezii vor avea la dispoziție 30 de luni. Este singurul mare contract semnat cu un constructor din China, pentru că, din primăvara anului 2021, legislația interzice participarea Firmelor din această țară la licitațiile publice. Totuși, reprezentanții CNAIR spun că semnarea contractului a fost perfect legală pentru că firma din China a depus oferta și a câștigat licitația înainte de ieșirea actului normativ dat de guvernanți. În 2019 a fost lansată procedura de achiziție publică. Ulterior, noi am venit cu un prim rezultat în 2020. Au existat, cum vă spuneam, mai multe contestații care au fost depuse atât la CNSC și la Curtea de Apel București, dar ținând cont de faptul că procedura aceasta a fost lansată înainte, practic toate contestațiile au fost câștigate de către firma din China. Autostrada de centură care va înconjura capitala costă 970 de milioane de euro. Banii vin din fonduri europene. Atunci când va fi gata, șoferii vor putea ajunge de la autostrada A1 la A2, ocolind Bucureștiul. Ar trebui să fie gata cel târziu până în 2025. Însă cel mai probabil vor fi întârzieri, spun cei de la transporturi. În prezent, lucrurile se mișcă mai bine doar pe porțiunea de sud a autostrăzii.